Triplul eveniment desfășurat la Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj a presupus vernisarea expoziției taberei pictorilor participanți la cea de-a șaptea ediție a taberei de pictură desfășurată la Grădina Botanică din Jibou, lansarea catalogului expoziției pictorului Horea Paștină, tipărit cu ocazia expoziției personale a autorului, Lumină Lină, dar și vernisarea expoziției intitulată Orga Culorilor, Toamna, la care au lucrat copii de la Complexul de Servicii Sociale din Jibou și elevii ai liceului Iona Gârbiceanu din același oraș. Astăzi, la un triplu vernisaj, simpozionul de arte vizuale Arta în Grădină, expoziția personală a maestrului Horea Paștina și un vernisaj a unei expoziții a unor copii special de la Jibou, despre care să auziți câteva cuvinte mai târziu. E Festivalul Artelor Muza Fest. E aici Soaba Otilor, cu care colaborăm de mulți, mulți ani. E o plăcere pentru noi că și în acest an am putut organiza la Jibou, la Grădina Botanică Vasile Fate din Jibou. Acest simpozion, spunem noi, foarte important pentru județul Sălaj, pentru că ne raportăm la ceea ce este de cea mai bună calitate în lumea artelor în România. Ceea ce cred eu că nu e puțin lucru. Și nu numai din această perspectivă, eu cred că acest simpozion își merită să meargă mai departe, cu sprijinul nostru al Consiliului Județean Sălaj, al Primăriei orașului Jibou, a Cercului de Cercetări Biologice, a tuturor celor care mai cred în artă, fie și ca un mijloc de a mai mântui din relele multe care ne mântuie în aceste vremi. Din păcate, stare multe rele. Dar eu cred că astăzi, sau în această seară, câteva dintre ele și cu ajutorul maestrului Paștina, câteva dintre ele s-au mai evaporat așa în lumina Grădinii Botanice. Centrul de Cultură a organizat ieri un eveniment prilejuit de vernisarea trei expoziții, o activitate ce animează scena culturală și artistică a județului Sălaj.